Să încep să citesc exact în momentul botezului de care a vorbit domnul Adrian. 15 martie 1960. Catehizarea a luat sfârșit. Botezul, hotărât pentru ziua de 15, are loc așa cum stabilise. Părintele Mina alege momentul pe care îl socotește cel mai potrivit, la întoarcerea de la aer, când canalii sunt mai ocupați, când agitația e maximă. Trebuie să lucrăm repede și să acționăm clandestin în văzul tuturor. Conspirația în plină zi a lui Wells. Eu unul nu cu ieși la plimbare. Rămâne singur vreun sfert de oră cât durează aerul, adică aproape singur, căci sunt, mai sunt câțiva scurtiți de plimbare pentru sfârșitul de plicin. Pustită de zarvă și forfotă, camera ia un aspect și mai ciudat, ca o scenă goală în care grămezile de recuzite își găsesc sălașul alimentar. Dar mai ales, deosebirea sonoră față de camera plină este atât de izbitoare cât am impresia unei tăceri absurde. Tăcerea devine, vorba lui Cervantes, un spectacol și mă pot liniști, reculegere puțin. Când cuhorul de oameni se toarce cu zgomot mare, ducând în rând câte doi, balia, ciubărul, tineta și un rezervor cu apă, părintele Mina, fără a-și scoate mantaua, dă buzna la singura căniță din cameră. E o căniță roșie, cu smalțul sărit, necălită și respingătoare, și o umple cu apă viermânoasă proaspăt, adusă în rezervorul purtat de el și de un alt reținut. Vin la patul meu și cei doi preoți greco-catolici și nașul. Nașul i-am ales pe, cu vreo câteva zile înainte, pe Emanuel V., fost avocat și profesor, bun cunoscător de latină și greacă, trimis în judecată pentru care a dat ordinul de zi, Bordon trece scrutul. Doi dintre deținuți complici trec în dreptul vizetei s-o astupe. S-ar putea în orice clipă să vină gardianul să se uite. Dar acum, când celulele pe rând sunt scoase la plimbare, ori aduse înapoi, e puțin probabil. La repezeală, dar cu acea susință preoțească unde lițeala nu stânjenește dicția dezlușită, părintele Mina rostește cuvintele trebuincioase, mă înseamnă cu semnul crucii, îmi toarnă pe cap și pe umeri tot conținutul ibricului, călința e un fel de ibric bond și mă potează în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Despovedit, m-am spovedit sumar. Botezul șterge toate păcatele. Mă nasc din nou, din apă viermănoasă și din duh rapid. Trece pe apoi, oarecum liniștiți, oarecum ușurați. Hoțul care ne-a prins în fapt e un om cinstit. La patul unei dintre preoții catolici, e lângă tinete și balie, am coborât cu toți de la Bucurigu și acolo recit crezul ortodox. După care, după cum fusese stabilit, renunesc făgăduința de a nu uita că am fost botezat sub pecetea ecumenismului. Gata. Botezul, în asemenea împrejurării, perfect valabil și fără cufundare și fără demilungere. Dacă voi ajunge să scap din închisoare cu bine, urmează pentru taina demilungerii să mă prezint la un preot al cărui nume îmi este dat de părintele Mina. Cine a fost creștinat de mic copil nu are de unde să știe și nu poate bănui ce înseamnă botezul. Va să zic că este adevărat. Este adevărat că botezul este o sfântă taină, că există sfintele taine. Aminte, fericirea aceasta care mă împresoară, mă cuprinde, mă îmbracă, mă învinge, n-ar putea fi atât de neînchipuit, de minunată și de plină. Liniște și o absolută nepăsare față de toate și o dulceață în gură, în vine, în mușchi. Totodată o resemnare, senzația că aș putea face orice, din boldul de a ierta pe oricine, un zâmbet îngăduitor care se împrăștie pretutinde. Și un fel de strat de aer blând în jur, atmosfera asemănătoare cu aceea din unele cărți din copilărie. Un sentiment de siguranță absolută, o contopire, o mână care mi se întinde. Și noutatea. Nou. Sunt un om nou. De unde atâta prospețime și noire? Dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă. Cele vechi au trecut, iată, toate s-au făcut noi. Noi, ca de negrăit.
Idealul nostru merge până la cercul lor, la cerul imediat superior, dar mai sunt altele pe deasupra, nebănuite și prin urmare de neformulat, de negândit. Botezul este o descoperire.